Așa. Credeți. L-ați găsit? Nu știu, dar închideți-l repijor în potval și gata, și probleme. Sunați la părinți, spuneți-i că nu l-am găsit și știu. Împușcați-l și... Dar noi împușcați-l și știu și ne chinuim atâta și până dau ei în căutare noi de a-l rezolvă. Nu mai luați prostiile astea și n-am alt treburi de făcut sau și am adunare cu părinți sau ce am aici. Hai! Sună acealnic caraula pentru toate prostiile. Bună seara! Bună seara! Dar despre ce vorbeați acolo? Despre Platon. L-o găsit amuia, cea că l-am închis în potval și vreau să-i facem felul. Cum? Dar... Păi dar nu mai bine îl lăsați pe mâna procuraturii? Ce grăim noi prostii? Nu vedeți ce faci procuratura asta, șepi procuratura? Îl rezolvăm noi aici și nu face nimeni. Așa m-ați speriat, am crezut că vorbeați despre un copil. Dar păi copil... Platon, Andrieș Platon, clasa 9, diriginta, uita cum o cheamă. S-au dus, au fumat în spatele școlii și l-am trimis pe șef pe gospodărie, ia că l-au găsit și am gata în podval, de acolo nu mai ies. Cum, pentru atâta lucru să-l omorâți? Așa grăiești, mă, dar eu să-l omorâm, eu știu aici, killer sau și mai vezi mine că... Da, ați spus că vreți să-l prindeți, să-l împușcați. Și care e legătura să-l prindă și să-l împuște? Nu și încurcăm noi una cu alta. Și acolo sunt patroane de râzână, numai aici e cureală. Acolo ai împușcat două ori, în cior două ori, mâini nu pățești nici, nu mai moare nimeni. Nu se mai întâmplă cazul, dar stare rare și grăim în dodi. Bine, haideți, mai bine să vorbim despre copilul nostru. Uh-huh. Aveți copil? Da, Ionel, clasa 11. Și învață la noi în școală? Da. Păi, felicitări că la noi în școală să ajungi și eu până în clasa 11, asta e... Putem să-i dăm diplomă de mere, dacă... Bravo lui, ai stat și bărbat. Da, o fi bărbat, dar câteva zile în urmă a venit vânăt acasă. Dar și s-a întâmplat? Păi nu vrea să ne spună, adică spune că nu vrea să ne implicăm. Nu știu, bravo lui, e caista, vedeți, e caista, e băiet exemplar, bravo lui Ionela, să-i spună profesoara de română, să-i pună 2 de 10. Eu l-am bătut cu bastonul. Cum? Dumneavoastră i-ați învinețit picioarele? E și grăim prostie, muia, tu... Cum adică prostie, că îi zvinete picioarele? Păi, oameni buni, am înțeles eu de chișoare vinite, dă-le mama lor acolo, dar voi pe spate, v-ați uitat ce are. L-ați bătut pe spate? Da, cum, și cum i-am dat, acolo i-am dat, că nu s-o mai ținut picioare. De ce? Păi, oameni buni, dar eu dacă aș sta să lămuresc la fiecare părinte, deși bat copilul, eu trebuie să stau aici să mă angajez psiholog sau ce să fac aici, eu n-acealnic caraula m-a pus aici. S-o dus la muzeu cu tot clasa, s-o dus, am înțeles, când i-o dus diriginta. Tăți copchii au trecut pe zebră, numai ăsta a vostru a trecut 3 metri mai încolo. Uai, dar păi, să faci așa strică el tot în regulă, așa a venit dirigent, dar mi-a spus. Pentru atâta lucru să-l bateți? Dar și grăim noi prostii, dar cum nu-l bat? Și i-am făcut zebră pe schinare ca să țină minte altă dată. Dar dacă îl pălea mașina, și ziceți atunci? Cum, păi, asta e educație? Băi, și liceu de elită la noi. Băi, băieți, dacă nu vă șepiți la educație, și grăiți voi cu mine. V-a spus și l-a bătut. Nu, asta și-i problema. Ia ca vedeți, bă, știi ce înseamnă asta? Asta e și mai bună calitatea unui copil. El nu-i stucaci. La noi, în batalion, aici, de care nu erau stucaci, erau și mai respectați. Ați să aibă un viitor frumos copilul ăsta a fost. Nu bun, dacă ați prindă coastele la loc, tătul ca și din partea stângă, dacă mi-aduc eu aminte, i-am rupt-o tare. Tăt. Nu știu, acolo ați vedeți, ați faci niște tratament, niște chizuetoterapie și ați vedeți de-am. Dar cum puteți să vorbiți cu atâta libertate despre asta? Nu, că haide și o-mi faci, am un mare scandal, că vezi, l-am bătut pe Ionel pe schinar de 70 de ori. Eu tot așa am fost bătut în copilărie și n-am mai crescut. Copilul merge să nișcă și ne grăim noi amu. Da, dar nu poate dormi noaptea. Nu știu care-i problema aici. Îl angajăm la noi vahtior cu oricum tante Galea de-a mai bătrână. Numai că putem pe jumătate de staff, noi nu putem să dăm un salariu întreg la un copil de 16-17 ani. Așa e legea de-a mamu, asta să vă plângeți acolo. Asta e inuman. O să ne plângem la ministru. Băi, oameni buni, băi. Nu, asta e tot dreptul vostru. Cu mine nu trebuie să vorbiți asta, numai că ministru n-ați vă răspunde săptămâna asta e precis. De ce?
Nu, că noi l-am închis aici, e tot la noi în podval. De când au dat legea asta cu vaccinarea pentru profesori, pentru direct, dar eu știu aici, eu trebuie să mă vaccinez când îmi spun ei sau și eu știu tare gine și să fac corpul meu și nu mă... Atunci vă dăm la poliție. O să fiți închis. Ei, oameni buni, dar nu mă luați voi mine cu amenințările astea, nu și grăim noi prostii închis. Poliția nici nu mai trece strada asta, adică n-a ieșit ultima dată cu șef pe gospodărie și cu profesorul de fizică, cu aia de chimie, ne-am suit sus pe acoperiș. Eram cu Kalashnikov spre dâși, i-am pușcat de dragi, eu văzut. Nu o să mai aproape este de școală, nu grăiți voi prostii. Bine, atunci o să apelăm la CEDO. Nu, eu nu știu cine e ăsta, poate dacă îl văd la față, îl știu. Dar dacă îl închidem două zile la noi în podbal, credeți-mă că nici el n-a știut de când ești un cuvânt. Și vă prăjenu și veniți voi cu amenințările astea la mine. De că deși eu în el la voi, băie, deștept, dar voi sunteți niște idioți. Poftim. Nu, și vă prăjenu pentru faptul că ne-ați scat mie odihna, știți, trebuie pățit. Ce? Care odihnă? Sunteți la locul de muncă. Nu. Nu, eu v-am înțeles pe voi. Auzi, dau un telefon. Alo! Nacealnic Caraula pe sfeași. Trimiteți servitoare la mine în cabinet. Nu, eu am văzut că ați făcut curat, dar am ușat și bă iară sânge. Mister Muscle, luat că aici și o leacă de spalat. Doi oameni. Unul de vreo 100 de chile și alta. Stai. Mă scuzați, dar câte chile aveți?